și la alții, și din punctul aceste informații. Vreau să spun că sunt, apropo de măsura 1.4.2, de grupuri de producători, deci fermele care vin pe măsura 1.2.1, fac dovada și sunt privilegiați, primesc niște puncte, că fac dovada că sunt membri grupuri de producători. Acești membri pot veni cu grupul lor și pot beneficia de sprijin, deci există bani și pentru grupuri, pentru a-și organiza vânzarea, etichetarea, transportul, desfacerea. Urmă măsura despre care vă spuneam, măsura de împărtărire. Deci există trei tipuri de sprijin. Ea se adresează beneficiarilor de teren agricol, primesc o primă de înființare, primesc pentru bani timp de 5 ani de zile pentru lucrări de întreținere, și o compensare de la devenit. Există o mie, sunt foarte multe detalii, noi o să mai țin de diverse materiale și la fel, o să mai există foarte mult bani și pentru această măsură. Deci noi pentru anul acesta avem 200 de milioane de euro, s-au depus extrem de puține proiecte până acum, și va trebui să facem o campanie, să popularizăm această măsură, pentru că există servicii de interes. Se pot primi pe an între 7.000 și 11.000 de euro pe hectare. Pentru cele toate trei forme de sprijin care v-am spus. Prima de înființare, lucrări de întreținere și prima compensatorie. Măsura 3.1.2, măsura de conferință, am constatat că, văd că și la Comisiunea depășească 23 de proiecte care sunt în implementare, am constatat că foarte mulți s-au orientat numai către servicii. Deci, prin măsură se pot face și activități de produse. Și mai am scos aici câteva tipuri de investiții, fabricarea băuturilor forestale și ape minerale, fabricarea produselor textile, încălțăminte și marotinerii, fabricarea de mobilă, de utilaje și echipamente, editarea de cărți, ziare, reviste, a produselor de cauciuc, a produselor din lemn. Recomandăm ca lumea să se documenteze, potențialii beneficiari să se documenteze, autoritățile care disemnează această informație. Deci este o bună posibilitate, proiecte de studiu nu au valoare atât de mari. Sunt în concluzia că și obținerea coordonatării ar fi și mai accesibilă. Deci este o șansă ca să se dezvolte anumite activități în zona rurală, adică să mergem dincolo de zona agricolă, în zona agricolă. Măsura 3.1.3, măsura de cultură. Că aici avem numai un singur proiect în județul Botoșani, care acum așa și acesta a fost rezidat, dacă am reținut-o bine. Vreau să vă spun că aici nu sunt numai beneficiari privați. Să știți că pot fi și primării. Se pot face și sunt foarte mult bani. Deci Ministerul Turismului mai au avut un întâlnire cu doamna Udean, care l-au misurat, care ne-a întrebat că nu stăm cu această măsură, pentru că bugetul pe această măsură, pe acest tip de investiții, pe bani care ar putea să meargă la primării în comune, au fost 10 milioane de euro și s-au terminat și mai avem 500 de milioane de euro. Se pot face acele trasee turistice. Vreau să vă spun că am fost așa din puțina mea experiență în teritoriu, am fost în Franța și am întâlnit un primar acolo care prin grupul de acțiune locală făcuse de fapt proiecte extrem de de nici alte socuri de o mare anvergură. Până acum și ei au făcut tone de hârtie, deci accesarea nu este ușoară ca pe nici în alte state membre. Este la fel de grea, tot atât de multe, mai grea mai multe etichete, deci la a 4-a, 5-a perioadă de implementare. Și își